Ghinionul poate fi ocolit, iar marți 13 poate fi o zi ca oricare. Sub sloganul Preveniți ghinionul, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență vor desfășura o serie de activități informativ-educative ce urmăresc conștientizarea cetățenilor asupra pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării măsurilor și regulilor de comportare specifice tipurilor de situații de urgență. Subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Vaslui își vor deschide marți 13 mai porțile pentru toți cei care doresc să se familiarizeze cu specificul profesiei de pompier, vizualizând și tehnica de intervenție cu care echipajele serviciilor profesioniste participă la misiunile de salvare. Totodată, în zonele cu public numeros vor fi organizate puncte de informare preventivă. De asemenea, se vor efectua activități de informare a elevilor la unitățile școlare din localitățile Fălciu, Vetrișoaia, Grivița, Tătărâni, Bunești-Averești și Duda-Iepureni. În primul trimestru din acest an, la nivelul județului Vaslui s-au înregistrat 77 de incendii. Comparativ cu perioada similară anului trecut, în primele trei luni ale anului 2014 se remarcă o creștere la numărul situațiilor de urgență cu 43%, de la 1866 în 2013 la 2673 în 2014. Cele mai multe au avut drept cauze focul deschis, urmate de coșuri de fum defecte sau instalații electrice.